Astăzi facem cel mai scurt clip din istorie. Din istoria acestui canal, desigur, care are numai clipuri lungi. Hai să vedem, să nu mă lungesc cu alte treburi și să ajung tot la 40 de minute. Încercăm? Încercăm! Hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi, în această zi de vară? Este o sărbătoare mare astăzi. Este Sfânta Mărie, da? Ziua Marinei, unde la Constanța se face acum o mare, mare ceremonie, fără oameni. Whatever. Am fost și odată la Constanța. Iar mă duc pe arătură, când vreau să țin clipul scurt, pentru că ăsta este tot șpilul, da, acestui clip, să fie scurt. Ce vreau să fac astăzi cu voi? Iau 20 de parfumuri de la branduri diferite, din colecția mea, pe unele le am, pe unele nu, foarte puține nu le am, 20 plus un bonus, așa am zis să fie un bonus acolo. În principiu vorbim despre 20 de parfumuri și vi le descriu în 3 cuvinte. Cum consider eu? 3 cuvinte fix cum mi-au venit mie în cap atunci când le-am mirosit și fix ce vine mie practic când mă gândesc la aceste parfumuri. S-ar putea să n-aibă niciun sens pentru voi, dar dacă vă regăsiți în descriere sau, nu știu, și voi vedeți la fel, lăsați-mi în comentarii și discutăm. Hai să trecem mai departe, luăm primul parfum. O să fie așa, repede înainte, asta și vreau. Și ne vedem la final. Mugler Alien Iasomie de pe altă planetă. Insolence de la Guerlain. Câmp de violete pudrate. Hashtag parfum de zâne. Hermès Eau de Merveille. Parfum de Crăciun vara. Yves Saint Laurent Libre. Boss Lady tinerică. Jo Malone Miren Tonka, elegant, unisex și rece. Lancôme. Și avem aici nimic. Doar poate de la Maison Lancôme avem Iris Trage, care este pudra zeilor delicioasă. Narciso Rodriguez For Her EDP. Diafan domnișoresc inocent. Dolce & Gabbana The One. Safe în orice ocazie. Cartier La Panthère. Burghezie cu perle și un aer sofisticat. Chanel No. 5. Iconic Must Try. Dior Addict. Captivant cu scorțișoară. Montal Intense Cafe. Cafea cu trandafir. Bombastic Fantastic. Mansera Cedra Boise. Manly Man. Pe tâmplărie. Atelier Colonie Orange Sanguin. Portocală de-ți lasă gura apă. Nișane Ani. Vanilie condimentată pe placul tuturor. Aproape. Versace The Dreamer. Magnete gagici din anii 2000. Maison Margiela By the Fireplace. Lemn transnind în vatră. Burberry, My Burberry, floral de te doare cap. Pairedo Baldafric, vetiver cu dublă personalitate, blenduit până la refuz. Elisab Le Parfum, clasica mireasă în flori albe acoperită. MFK Oud Satin Mood, oda unui trandafir luxos. Cam astea au fost cele 20-21 de parfumuri descrise așa în 3-4 cuvinte, poate o frază, poate nu prea am putut să mă mențin chiar în 3 cuvinte totuși, chiar dacă asta era de fapt provocarea. Am încercat, nu știu cum va ieși acest clip, nu știu cât de bine va fi primit de voi, îmi spuneți voi în comentarii dacă v-a plăcut, m-am jucat și eu pe aici. A fost interesant așa să-mi storc creierii, să văd ce pot să zic în puține cuvinte, adică să nu mai lălăi cum o fac eu de obicei. A fost interesant. Sper că v-a plăcut. Cam aici se termină clipul de azi. Wow, super scurt. V-am lăsat, v-am pupat. Să aveți o săptămână minunată. Ciao, ciao!
moară capra vecinului. Deci am în cap melodia asta. Pentru că m-am uitat la televizor, da? Lucruri pe care n-ar trebui să-l faceți. Pentru că vă intră în cap numai prostii. Vă intră așa pe ureche și nu mai iese. Asta cu să moară capra vecinului. Jesus. Și acum îmi rulează așa în cap. Să moară capra vecinului. Joe Malone, Miren Tonka. Elegant. Yeah. Sexy. Atelier Colonie, Orange Sung. La 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 la. La 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 la. Atelier Colony. Orange. Am ieșit din prima. Să moară capra vecinului. Băi, am o problemă. Searching for Maison Margiela, da? Ce avem aici?